Ce-aș face The Comedy Van. Mamă, The Comedy Van, tu sunt pe lângă. Cu... Taci din gură. Mi-aș face un Comedy Van, ceva de speriat, că n-aș mai conduce eu. În spate aș face loc pentru... Pa frumos, un PlayStation, să facem un grătar, un televizor mare dintre ăsta așa, să coboare. Da. Extraordinar, așa. Dacă ai face ceva, un grătar van, da, și da, un da, van da, care să poți da, face grătar. Da, decapotabil, frumos, da, facem o terasă, să ieșim pe drum, pe autostradă, ieșim, mai tăsăm pe balcon. Bă, gagice o să fie da, toate alea de pe centură, care nu știu unde vor să meargă, care stau deci acolo nu, și mă, vor să meargă. Soluții sunt, sunt. Deci, care ar fi Mercedes V220 de Comedy Van. În orice caz, de pe centură visează la o dubiță, știi că acolo mai poți să-ți întinzi oasele. Da, da, da. Dar nici nu vreau asta, pur și simplu le iau, le dau bani, doar să stăm de vorbă, să ne simțim bine, le servesc cu șampanie, le pun un film, le ceva, povesti, le explic, de le explic de ce nu mai trebuie să facă, să mai sugă pula vreodată. Pretty woman, ca da, să le dau. Da, frate, da. Și după, și aia... după aia m-aș, m-aș duce undeva cu ele la un râu, le-aș spăla. Le pun așa pe, pe malul râului și le-aș spăla cu niște detergent. Cu Domestos, le dai cu Domestos la dodoașcă. Le dau cu Tix. Băi, urât ce se întâmplă, frate. Le iau cu, cu acțion. Cu perie din așa. Și se aduce grăsirea așa. Le tund. Le duc la micuțul stand-up barber shop să le fac retundă barba, să le fac frumoase rău de tot așa. Îi las pe Ionuț Grecu, nici nu-i spun ce să le facă la păr, că știe deja. Mergem despre așa ar trebui să termine.